Prietenul tău, pițicăt, Chiță e în copacul greșit. Ăștia sunt ai mei. O să-i fac scobitori cu care să-mi scot mâncarea dintre dinți. Uite, Jacques, n-o să te las să scapi așa ușor. Nimeni nu vorbește așa cu Black Jack Shellac. Eu nu sunt nimeni, sunt Bugs Bunny, amice. Bine, domnule Bugs Bunny, amice, acum trebuie să te întreci cu mine la tăiat lemne. Da, trebuie. Cum să ne trecem la tăiat? E un concurs între tăietori. Câștigi, părăsesc pădurea. Câștig eu, tai fiecare copac până când nu mai rămâne urmă de pădure. Prima provocare, mărunțirea. Cine lovește de mai puține ori, câștigă. Un, doi, trei. Troa bucăți, să te văd. Troa bucăți? Foarte bine. Hopa! Păi ce să vezi? O bucată! Noroc începătorului! Orice slăbănoc poate tăia lemne, dar eu pot tăia orice! Serios? Orice? Poți tăia patul ăsta? Ui! Ce frigiderul ăsta? Ui! Ce zici de farfurile astea rare ale Cubei Stanley după victoria celor din Montreal? Ui, ui, ui! Stai puțin! Eu am farfurii rare de la meciul canadienilor! Da, sunt toate ale tale! Le-am luat din cabana ta! Urăsc să văd un tăietor de lemne plângând. Ce urmează? Presăm flori de câmp? Sărim coarda? Facem sărituri? Masă cu puțin și sirop de arțar. Doar un adevărat tăietor de lemne poate mânca un mic dejun de tăietor ca al meu. O, da, să vedeți. O, viscos. E rândul tău. Oh, nu! Nu mănânc așa ceva! Renunț! Da, se pare că am pierdut amândoi. Eu am pierdut concursul și tu pantalonii. Bine, iepure, suntem la egalitate. Să vedem ce poți la rularea bușteanului. Oh, amice, sună complicat. Oh, este. Cine stă mai mult pe buștean câștigă etapa. Bine. Nu te învârti până n-auzi cuvântul start. Bine? Bine. Locuri? Gata. Start! Nu e corect! Ai plecat de vreme. Dar am auzit start. Asta pentru că tu ai spus